Alexandru Macedonski. Scenariu radiofonic de Arcadiu Marinescu Nou. Alexandru Macedonski va fi interpretat de Ion Pavlescu. Regia artistică Dan Puitan. Iată-vă din nou în vechea noastră casa literatorului. Da, mai zic. Nici nu vine să cred că la vârsta mea, cu toate vicisitudinile prin care am trecut, mai am încă atâția discipoli. Am vrut să spun prieteni. Se poate, maestru. Casa lui Macedonski a fost și a rămas întotdeauna templul poeziei noi, al nostru. Da, așa e, vă așa mulțumesc. Așa. Cu drept cuvânt vă mulțumesc. Și ție, Ion Pilat, și ție, Horia Furtună. Maestre. Și ție, sculptore Ștorc. Și ție, Minulescule. Și încă nu suntem toți? Bineînțeles, Horia, nu suntem toți. Ați convocat întregul cenaclu, Minulescule. Aproape, sculptore. Mă miră însă întârzierea lui Vianu. Nu, vine precis. M-am despărțit de el și de Nichita acum câteva minute. Vreau să-i fac o surpriză, maestru. Iată-i, Horia, iată-i. Bună seara, maestre, bună seara, frate. Bună, Tudore. Ai fost cu Nichita? Iată-mă, tată. Ți-l-am adus și pe Vianu. Și surpriza de care vorbea Pilat? Iar a spus ceva la cale, copii? Tată, privește numai ce roze superbe a adus. Rozele mele preferate. Pentru poetul rozelor, cele mai frumoase roze din București, de august. Da. Și ce parfum îmbătător, ce culoare de vis. O copie pală a versurilor tale, maestre. Mai sunt încă roze, mai sunt și tot parfumate și ele, așa cum au fost și acele când cerul credeam pe pământ. Pe atunci eram falnic având, priveam dintre oameni spre stele. Mai sunt încă roze, mai sunt și tot parfumate și ele. Zadarnic al vieții cuvânt a stins bucuriile mele. Mereu când zâmbesc uit și cânt, în ciuda cercărilor grele, mai sunt încă roze, mai sunt. Mai sunt încă roze, mai sunt și tot parfumate și ele. În ciuda cercărilor grele, mai sunt încă roze, mai sunt. Super, super. Da, prieten, așa am încercat să fiu vital, invincibil, nemuritor. Dar ești nemuritor, maestre. Bineînțeles că sunt și tocmai pentru asta aș vrea să mă descarc cu cei mai apropiați sufletului meu, crezul meu de viață și durerea acestei vieți. Dragă Nichita, nu știu dacă prin borcanele din cămară mai se află câteva fire de dulceață de trandafir sau alte bunătăți uitate. Nu-ți face griji, tată. Vianu, înainte de a lua flori, a cumpărat și un imens gavanos cu dulceață. Deci astăzi, maestre? Nici eu nu știu bine ce să facem. Am în manuscris un articol, o spovedanie, o acuză, mărturisire. N-am publicat niciun rând și mă gândesc dacă să-l dau publicității sau focului. De fapt, ar fi cam același lucru, nu? Numesc acest op mustrări postume către o generație neînțelegătoare. Mustrări postume? Către o generație neînțelegătoare? Deci un opus nou. Putem să-l numim și așa. Să-l ascultăm și să-l discutăm. În ce sens însă? Al realității istorice, al realizării artistice? Exact, Tudore. Dacă n-aveți nimic împotrivă, aș vrea, nu stă în fire, e adevărat, dar simt nevoia să o fac, să mă justific în fața voastră, a celora care îmi călcați pragul în zilele mele din urmă. Din urmă? Acum sunteți sănătos. Să nu ne amăgim cu vorbe de șarte, dragilor. Sunt foarte bolnav, știți și voi, tot așa de bine ca și doctorii, ca și Ana, ca și mine. Sau, dacă vreți voi, e bine sănătos fiind pentru un capriciu. Deci, maestre, cum facem? Aveți un plan? Am un plan, Tudore, un plan ciudat, original, fantezist, ca întreaga mea viață. Aș vrea un fel de proces, ceva din Dreyfus, din Socrate, ceva din Caragiale în anume fel, promea cauza, cum s-ar spune. Ați spus promea cauza, maestre? Da, așa. Un fel de complet de judecat, în mic, cu un acuzat, eu, cu un avocat al apărării, tot eu, cu un acuzator, să zicem, Tudor Vianu. Vrei, Tudore? Ca toți acuzatorii. Maestre. Cu un judecător, eventual, Minulescu. Nu, poate
Poate ștorc, e din altă breaslă. Da. Judecător, maestre, sine ira et studio. Adică fără ură și partinire, dar le știi pe latinește, meștere ștorc. Și, bineînțeles, martorii. Da. Cât mai mulți ai apărări, ai acuzări, ce spuneți? Eu sunt matul meu. Și eu? Și eu, desigur. Stai o clipă. Nu merge. Tu, Minulescule, fii martorul acuzării. Eu, da. Iar tu, Nichituș, vei fi când aprot, când grefier. Bine, tată. Dacă facem instanță judecătorească, instanță să fie, da. Nu? O clipă, maestre. Chiar acuzat fiind, când suntem în casa literatorului, magistrul nostru trebuie să-și ocupe locul obișnuit. Tronul dumneavoastră vă așteaptă, da. Nu puteți renunța la el. Și noi, maestre, ca să o mărturisim cinstit, nici nu dorim. Din înălțimea scaunului tronal veți putea urmări mai bine procesul. Și în plus vom respecta în fond ierarhia valorilor. Da, vă rugăm, maestre. Așa, da, maestre. Așa, perfect. Judecătorule, ai cuvântul. Da. Pe rol fiind cazul Macedonski, eu, domnii mei, declar ședința deschisă. Nu, evident. Care sunt acuzele? Acuzele? Să le căutăm. Să ni le reamintim, domnule judecător. Pamfletar, declasat, extravagant, cabotin, denigrator al marilor noștri scriitori, vanitos, suferind de mania persecuției, orgolios, exotic și multe altele de mai mică importanță. Bravo, Tudore, știi să intri în rol. Asupra întâlnirii mele cu Julina s-au spus și se vor mai spune poate 1000 de lucruri. Adevărul însă l-am numai eu, chiar dacă, repet, s-au născut și alte versiuni. Scrisesem prima mea poemă de amploare, Noapte de Noiembrie. O redactasem grăbit, posedat de inspirație, în câteva zile și nopți. Cercul nostru al literatorului o cunoștea. Ceilalți, firesc, nu. Acum, desigur, este pe buzele tuturor. Orașul sta pe vale, culcat cu nepăsare, pe ulița prinsese lumini de felinare, trufia întrăsură, mizeria pe jos. Lărgea prin tot orașul un haos zgomotos. Șampanie la cap și-abeau mulți, făcând paradă de golul cel din creieri, de plinul cel din ladă. Ce-mi pasă dacă lumea a fost și e tot lume? Ce-mi pasă de rămâne cum e și cum a fost? Ce-mi pasă de se întreabă sau nu de-al meu nume? Rog onorata instanță să oprească zelul mare. Tăcere, domnule. Acuzat, ai cuvântul. Deci, o zi din luna martie 1882, ședința convorbirilor literare, Casa Maiorescu. Prezenți? Hajdeu, Știrbei, Barițiu, Simeon Florea Marian, Negruții, Adela Urian, Eminescu, Slavici, Alexandri, Chibici, Carp și, desigur, mentorul, Maiorescu. Pentru o clipă, cu un efort de imaginație, să ne închipuim scena. Final de lectură. Din viața pieritoare, trecând în alte lume, în viața fără moarte mă duc să strălucesc. Și fără a mă înțelege, și fără să am vreun nume, mă simt cu totul altul și încep ca să trăiesc. Bravo, bravo, domnule Macedonski, minunată lucrare. Într-adevăr, excelentă. Vă mulțumesc, domnule Hașdău. Mulțumesc foarte mult, domnului Laurian. Complimentele dumneavoastră mă onorează și, ca să o spun fără falsă modestie, vă onorează totodată și pe dumneavoastră că ați sezizat certa valoare acestei opere. Da, da. Și cu dreptate, domnule Macedonski, eu personal declar că este cea mai frumoasă poezie din câte s-au produs de câțiva ani încoace, nu? Da. Când aprecierea vine de la un atât de ilustru om de litere ca dumneavoastră, vă mulțumesc încă o dată pentru... Și nu-mi rămâne decât să sper că nu sunteți singurul. Nu, tinere Conde, domnul Bogdan Petricei cu HD nu este unicul care aplaudă din inimă versul dumitale.
Colegul nostru, Laurian, ai și văzut și a manifestat aceeași părere, iar eu, sper să-ți facă plăcere, sunt de acord cu opiniunile domniilor lor. Poema, așa, în totul, este minunat lucrată. Cred chiar că domnii colegi își vor exprima la rândul opiniunea lor. Te felicit pentru opusul realizat. Domnule Alexandri... Îi vezi, domnule Carp, avem în fața noastră o imagine de istorie literară. Cu adevărat, domnule Macedonski, scriitura este de cea mai bună calitate și te-aș ruga în numele colegilor și al meu, ca semn al aprecierii noastre, să permiți publicarea Nopții de Noiembrie în fruntea convorbirilor literare din numărul viitor. Domnule Maiorescu, domnilor, sunt măgulit și vă sunt prea recunoscător de onoarea ce-mi faceți, dar dați-mi voie să o declin. Poftim. Eu, ca director al literatorului, urmez o cale culturală diametral opusă celei pe care o urmează convorbirile și datorez scrierile mele literatorului și tinerilor care s-au grupat în jurul acestui standard. Înțelegem, era poema dumneavoastră și dispuneați după voi. Da, bineînțeles. Aș dori, dacă permite curtea, să pun o întrebare acuzatului. Domnule acuzator, puneți întrebarea. După cum reiese din dosar, aceasta a fost singura întâlnire pe care ați avut-o cu Junime. Din relatarea făcută, exceptând acceptarea ca reală a replicii lui Laurian, ce v-a făcut să rupeți definitiv cu convorbirile? Și mai ales, ce v-a îndemnat să atacați membrii cenacului? Știm, literatorul exprima o cu totul altă orientare literară decât convorbirile. Se voia o revistă care să rupă cu tradiția, să aducă noul totuși. Îmi pare mai multe întrebări, nu una. Nu, abia acum formulez întrebarea. Ce motive v-au îndemnat să-l atacați pe marele nostru bar de la Mircești? Instanța admite întrebarea. Domnilor, voi răspunde cu aceeași concizie sinceră. Maestre! Nu, vă rog să-mi iertați, copii. Am dusea mea adevărată. În ultima vreme mă supără binișor. Nu simțiți bine, maestru? O clipă de pauză, domnule. Continuăm jocul după aceea. Gata, gata, dragilor, nu vă temeți. Deci, Alexandri, încă din viață devenise un panaș. Deși era scriitorul cel mai puțin citit, era cel mai citat. Eu vă asigur, l-am citit. Nu întreb onorata curte dacă îl știe pe de roșu, dacă se mai extaziază la mult lăudatul pastel Rodica, pârtând cofița cu apă rece, pe să-i umeri alb rotunjor, Juna Rodica voia să trece pe lângă Junii sămănător. Să ajungi mireasă, să ajungi crăiasă, care să-ți fie numai cu flori și casa casă și masa masă și sânul leagăn de prucușor. Să vă delectăm și cu restul. Cred că acuzatul ar trebui să-și amintească un lucru esențial. Nu poezia domnului Alexandri o discutăm, ci relațiile dintre acuzat și domnul Alexandri. Eu însă am citat cu bună știință Rodica. Pe baza unor versuri ca acestea, Alexandri ajunsese fala literaturii noastre și atunci, încă din epocă, am scris... Iată. Este autocratul pe care nu ai dreptul să-l discuți și să-l controlezi, dinaintea căruia nu ești dator decât să te închini. Acest sentiment în literatură m-a revoltat. Ce caută bardul latinității, el care este or concur, la concursul pentru premiuri academice? Frumos este oare dumnealui care este om bătrân și bogat, dumnealui care este membru al Academiei, să șteargă anul trecut 10.000 de franci premiindu-se singur? Unde dracu s-a mai văzut Academie care să se premieze singură? Acest lucru este o nerușinare monstruoasă. Afle, domnul Alexandri, că premiile sunt pentru încurajarea celor tineri. Da. Că pentru acest scop au lăsat o mulțime de oameni averile lor Academiei, iar nu ca să și le împartă între dumnealor. Rușine, de trei ori rușine, domnule Alexandri, domnilor academici. Da. Am impresia că acuzatul, în schimb, rostește total neacademic, deoarece liber este domnul Macedonski a gratifica pe domnul Alexandri cu epitetele ce crede că le merită.
aceasta fiind o chestiune cu totul personală. Dar a arunca invective corpului întreg al Academiei pentru că a premiat opera Despot Vodă mi se pare hazardat pentru domnul Macedonski. Acuzat? Mai ai și altceva de spus în apărarea dumitale? Bineînțeles că am. De răspuns la acuza mea, ce crede onorată curte că a făcut domnul Alexandri? Să vă spun tot eu. În prima sa lucrare dramatică montată pe scena națională, a încurajat un cabotin să-mi copieze înfățișarea pentru un rol denigrator. Vă amintiți poate de piesa Horațiu, nu? Și de Belcot, acel pseudo-actor, acel scăric de trei parale, nu? Și desigur de personajul Zoil, vă amintiți? Da, ne-am amintit. Suspendăm ședința, suspendăm ședința. Nu, continuați. Nu se întâmplă nimic. Acuzarea de un martor. Martorul să poftească. Minulescu. Aș vrea să amintesc instanței că acuzatul n-a rămas deloc dator provocării și a răspuns imediat, atacându-l încă o dată pe marele nostru clasic. Am aici documentul. Să dăm citirea actului. Da, iată-l. Coprins de-al gloriei Nesațiu, albit de ani, dar tot copil, e lezne să mă faci Zoil când singur tu te faci Horațiu. Liniște, vă rog, liniște! Evacuez sala! Aveți obiecții, completări? Apărarea aduce un martor. Aveți cuvântul. Onorată curte, domnilor, nu cer absolvirea vinovatului de întreaga vină. Chinurile îndelungatei suferințe... Iată-i se citesc pe chip. L-auziți? Această tuse care nu slăbește de luni de zile o dovedește. Dar revenind la cele afirmate anterior, țin să atrag atenția că necrologul pe care maestrul Macedonski l-a publicat în Telegraful Român la 21 octombrie 1890, cu ocazia morții marelui poet Alexandrii, este elocvent. Epigramele, împunsăturile din articolele ziarelor erau firești la doi oameni ca aceștia. S-au certat, dar s-au și respectat reciproc pentru minunatele valori literare cărora le dăduseră viață. Eu cer ca depoziția martorului să se rezume la fapte, nu la pledoarie. Cunoaște acuzarea articolul din Telegraful Român? Da. Are obiecțiuni, completări? Niciuna. Nu, opriți, vedeți bine cât de rău e maestrului. Vă rog, opriți. Poate ar trebui să aducem un doctor. Da. Nikita, alergă de o cheamă pe doamna Ana, pe Nina, fugi. Imediat. Da. Crezi că vor veni astăzi, Ana? Sunt mai bine de 3 săptămâni de când n-au mai dat pe la mine și am atâta nevoie de prezența lor. Măcar de-aș putea să merg până la cafenea la o vorbă. Întâlnești unul, altul, afli noutăți, nu te păstrezi printre ceilalți. Ai putea să-i primești? Cunoști, cumva mea. Te asigur, mă simt bine de tot. Înțeleg că vreau să spun mult mai bine. Cu Nikita și cu încă unul sau doi, așa cum era, face chiar o mică plimbare în afara orașului. Te pui serios pe picioare și o vei face. Păi știi bine, conversațiile cu ei îmi dau putere. O viață am stat în ireșul vieții și acum, brusc, iată-mă izolat. Dacă de greu ai plătit toate astea, Alec. Parcă numai eu, Ana. Chiar și tu și copiii. Așa mici neștiutori... Ne înțelegând cu adevărat lipsurile, da. Tot simțeau, cred eu, lipsurile. Erau zile când ne împrumuta bani, chiar lăptarul veni să-și încaseze datoriile neachitate. Și mutările noastre, Alecule, tot mai dese, în locuințe tot mai mizere. Ha? Un adevărat calvar. Locuințele, adevărat. Era groasnic să te muți. Să vezi cum tot ce ai adunat se duce dintr-o parte a Bucureștiului într-alta. Tablouri de preț strântite peste căldări, oale de bucate deasupra canapelii de pluș. Am suferit împreună cu tine și copiii noștri mizeria cea mai crudă. Da. Și tocmai cine? Macedonski. Fiul generalului Macedonski, cel care a contribuit esențial la unire. Dacă nu era el să treacă cu trupele de partea unioniștilor, cine știe ce mai eram cu toții astăzi?
Și ce câștig a avut? L-au asasinat după 2-3 ani, iar văduvei i-a lăsat o pensie de mizerie. Da. O, mărire, o decadență. Cât de aproape sunt una de cealaltă. Unde eram și unde sunt eu? Vrei să ne mutăm iar, Alecule? A, nu! Nu, nu, nu. Rămân aici, în Dorobanți. Suntem alături de prietenii noștri și apoi, draga mea, Ana. Îți voi spune sincer, așa cum am fost în draga mea viață. Mi-e drag colțișorul nostru de acum, așa cum este. Îți mulțumesc, Alecule. Și mie mi-ar fi greu. M-am atașat de toate lucrușoarele noastre, bune sau rele, noi sau uzate, valoroase sau nu. Fac parte din ființa noastră. Ca în rondelul lucrurilor? Ca acolo. Lucrurile cum vorbesc și în pace nu vor să te lase. Bronz, catifea, lemn sau mătase, prin grai aproape omenesc. Tu le crezi moarte și trăiesc împrăștiate în orice case. Lucrurile cum vorbesc și în pace nu vor să te las. Și câte nu-ți mai povestesc în pusnicia lor retrase, tot ce sufletul-ți uitase, te îmbie sau te chinuiesc. Lucrurile cum vorbesc. Ați venit de 3 săptămâni, vă aștept. De 3 săptămâni suntem aici. Zi de zi veneam, aflam vești. Iar doctorii ne pofteau pentru altă dată. 3 săptămâni încheiate. Nu se poate, nu mi s-a spus nimic. Ana, Nikita, voi ce spuneți? În fiecare zi, Alecule, când unul, când altul. Așa e, dată dimineață, la prânz. Și eu să nu știu nimic? Și mă lăsa să zac în pat aici? Când au venit copiii mei dragi, e așa de greu să mă ajutați până la trac. Ba, nicio problemă, maestre, nimic mai simplu. Iată mâna mea, Alhoria, crește-l în stânga, maestru. Da. Așa, da. Foarte bine, un pas, încet. Al doilea, acum uite, urcăm ușor treptele. Nikita, pregătește tu puțin pernele. Da, da. Perfect, iată-vă instalat la locul vostru de totdeauna, ca întotdeauna. O să zâmbiți, dragii mei, dar știți voi cât de bine mă simt văzându-vă în preajmă, iar eu aici? Chiar dacă și voi s-o gătit asta o simplă ciudățenie. Dar toată lumea știe că în ședințele noastre literare dumneavoastră patronați stând în acest tron. Chiar dacă unii au râs, neînțeleg. Mulțime, ea n-a văzut decât omul exterior cu ciudățenile sale voite de multe ori, nu, maestre? Cu acea nevoie de a scandaliza cu orice preț urmegarea tihnită a burgheziei antiartistice. E, principalul este că acum tata se simte bine. Maestru este dintre oamenii care rămân veșnic tineri, aceiași, neschimbați. Adevărat. Dintre cei care doar încărunțesc uneori pe la tâmple și pleacă tot așa uneori pentru a nu se mai întoarce niciodată. Dar rămân veșnic aceiași. Să vă spun ceva. Nanu chiar și-a luat o bicicletă nouă, în afară de cea veche. Ce spui, Horia? Da. Pentru cine a luat, Nanu, o bicicletă nouă, mă rog? Pentru cineva care a mai făcut odată drumul București-Brașov și retur cu bicicleta. Nu, atunci aveam 40 de ani, mai copii. Și era și cantile cu mine. Acum, dacă mergem cu toții mei de vârstă, nici nu va depăși 40 de ani. Copiii mei dragi, discipolii mei de geniu, cum are să mai urle lumea dacă o facem și pe asta? În 95, când am făcut isprava cu cantilii, au lătrat toate gazetele. Dar nu aveți de gând să... Ba chiar așa, dragă mea. Dar mai întâi să vedem în ce fază ne mai aflăm cu procesul. O clipă, tată, o clipă. Tudore, Horia, da? Dați-o mână de ajutor, da. Eu pun portocalele, tu pui fursecurile, da. Iar cafeaua și apa, ia... Mamă, da, tu strângi o clipă prin casă. Da, sigur. Știu, domnule procuror, aceste 5 versuri mi-au distrus viața. Toată viața. Dar vă repet, fie că mă crede sau nu, vă repet pentru a mia oară, sunt nevinovat. Acuzatul neagă oare paternitatea epigramei contra lui Eminescu? Aici sunt 2 lucruri distincte.
Și dacă veți admite, le voi analiza pe rând. Să ascultăm acuzatul! Primo, între mine și Eminescu au fost mai multe întâlniri în scris antagonice. Dacă eu unul nu-l învinuiesc pe Eminescu și dacă el n-a făcut-o, de ce vă substituiți dumneavoastră justițiar în locul lui? Atrag atenția domnului judecător că acuzatul n-a răspuns încă la întrebare. Domnule Macedonski, așteptăm. Să vedem acum epigrama. Nu. Nu-i voi da citire. Versurile sale vă sunt cunoscute. Ceea ce nu e cunoscut e faptul că scrisesem epigrama cu 2 luni înainte. Prietenii o cunoșteau și într-o zi, printr-un exces de zel, unul din ei a dat redacției să o bage în pagină. Chiar în acea zi am aflat trista veste. Am alergat la redacție să opresc publicarea ei. Era prea târziu. Epigrama, care oricum nu putea cauza atunci niciun fel poetului, mi-a cauzat în schimb mie întreaga viață. Mai mult încă, presa zilei anunța știrea laconică. Domnul Mihail Eminescu, redactorul ziarului Timpul, a înnebunit. Domnul paleologul va lua direcțiunea suzisului ziar. Autorii acestor rânduri n-au fost niciodată urmăriți pentru ele. Acuzarea! Ce spune? Acuzatul crede atunci că o țară întreagă a greșit când și-a arătat simpatia față de Eminescu și oprobiul pentru epigramă? Nu era datoria fiecărui om liber cinstit să ia atitudine? Un martor al acuzării. Martorul, vă rog! Doresc să reamintesc că domnul Grigore Ventura a fost cel ce a tras semnalul de alarmă scriind la 16 august 1883 în L'Independance Roumain. Știm. Eu, subsemnatul om de litere și jurnalist, mă constitui apărătorul sărmanului meu prieten Eminescu și declar domnului Alexandru Macedonski că purtarea sa este nedemnă. Este a unui om fără inimă. Cunosc articolul. Pe de rost. Vorbă cu vorbă. Literă cu literă. A însemnat începutul calvarului. Mulți dintre aceia care îmi intrau în casă au fost cei de întâi care au aruncat cu pietre. Alce Juvara, Matei Botez, Teleor, locotenent I.V. Iancovescu, Traian Demetrescu, Duliu Zamfirescu, nevoind deloc să împartă solidaritatea cu acest act, și-au dat demisia din calitate de membri ai literatorului. Îi acuzați că s-au alăturat marului nostru poet? Îi acuz de neînțelegere și rea credință. Epigrama, repet, a fost scrisă cu 2 luni înainte. Întâmplarea crudă, bizară, cum doriți să o numiți, a făcut să apară tocmai atunci. Acuzatul sau martorii să-i pot aduce piese noi la dosar? Da, da. Eu. Pe unii din oamenii aceștia, ce m-au lovit, îi obligasem. Pe alții îi lovisem. Era firesc, deci, să răspundă după forța și caracterul lor. În socoteala acelei epigrame nu s-a speculat numai nimicirea mea și numai înălțarea lui Eminescu. Mulțumite ei s-au ridicat și mulți microbi literari de astăzi. A fost un timp când era destul să te declari apărător al lui Eminescu ca să fii proclamat poet sau prozator mare. În asemenea condiții, era logic ca tot mai mult să se azvârle asupra mea. Ziarele lor m-au amenințat, m-au excomunicat. Presa se coalizase. Am fost coiduit pe stradă, în cafenele, în sălile de spectacol. Impopularitatea a încercat să mă acopere cu cenușa și noroiul ei. Da. Domnule judecător, cer cuvântul. Aveți cuvântul. Așa cum spune poetul a fost. Aici și colo, foarte rar câte o vorbă bună, câte un spirit lucid și curat. Iată rândurile scrise de unul dintre aceștia. Macedonski a criticat pe Alexandrii, a lovit în Eminescu, s-a declarat în contra vechii forme de poezie, se crede poet mare, e mândru, e orgolios, îi place să se laude pe sine. Ei, și însemnează că dacă n-a voit să stea de vorbă cu cine nu i-a plăcut, este pentru aceasta mândru și orgolios? Însemnează că dacă pentru toate acestea și-a creat atâția dușmani care l-au înjurat și îl înjură, trebuie să se înjure și el însuși?
A furat scrierile cuiva și și-a făcut reputația cu dânsele? S-a ridicat ca poet prin decretul fals al vreunui plăzmuitor de poeți de porunceală? A furat punga cuiva? A atentat la viața sau la moartea cuiva? Așa este, așa este. Așa este, trăiască poetul nopților. Trăiască poetul nopților. Cer curții să analizeze cu atenție și să nu se lase influențată de agitația sălii. Liniște, liniște! Evacuezi sala! Acuzat! Da. Mai ceva de spus în apărarea dumitale? Contemporanii mei mi-au răpit tinerețea, mi-au ucis viața. Peste opera mea au încercat să tragă cu buretele nepăsării al ingratitudinii, al nedreptății. Da. Niciuna din operele mele n-a fost studiată critic, lucid. Tot ce am scris și am scris, teatru, proză, vers... A fost trecut sub tăcere. Naționalul a urcat pe scena lui trei lucrări dramatice. Iadeș, Uncheașul sărăcie, 3 decembrie, mai apoi Saul cu Cincinat Pavelescu. Scriitura mea de limbă franceză, foarte apreciată acolo în Franța. Nu se cunoaște în țara mea. Romanul Talasa, nuvelele din Cartea de Aur sau din periodice, versurile mele, chiar de la prima verba la Excelsior sau la poezia alese din acest an, nu le-a onorat nimeni cu o critică competentă, deși sunt poetul cel mai cunoscut. Așa. Figura cea mai reprezentativă a scrisului românesc de azi. Da. Cum bine știți, m-au socotit mort. Un mort care timp de 30 de ani a scris și a trăit mai intens decât foarte mulți contemporani. Domnule judecător, mă ierte poetul nopților, aș vrea să dau citire unui rondel care răspunde excelent contextului de față, măcar primele două strofe. Da, să lecturăm versurile. Acești contemporani ai mei fac neîncetat același sport. De 30 de ani tot zic mort, tot mai pismași și mai mișei. Strigoi! Adesea am zic tot ei, bătând în ultimul resort, acești contemporani ai mei fac neîncetat același sport. Doriți comentarii suplimentare? Maestre Macedonski, aveți cuvântul. Orice mi s-ar da de acum înainte de prisos. Prea târziu. De m-ar așeza pe un tron de aur, de mi s-ar da gloria și avuțiile lumii, e de prisos. Ceea ce mi-am luat nu se mai poate răsplăti cu nimic. Am fost izbit pentru această epigramă mai mult decât poate îndura un om. Mai mult decât au dat în mine, nu mai pot da. Mă simt obligat a atrage atenția acuzatului că nu opera sa este discutată. E bine totuși să consemneze că acest om, în ciuda oprobiului cu care a fost înconjurat, și-a păstrat neatinse sufletul și puritatea. Noapte de mai o dovedește cu prisosință. Această capodoperă este socotită de mulți printre cele mai minunate realizări ale liricii românești. Așa este. Ar trebui recitită această poezie. Aici, acum. Un moment, maestre. Te rugăm dacă poți. Citește-ne un fragment din poema. Care vrei, maestre? Nimeni altul nu o citește cu atâta strălucire ca dumneata. Te rog. Da. Bine. Bine, dacă doriți. Dacă vă face plăcere. Da, maestre. Se poate crede că vreodată ce e foc sacru se va stinge? Când frunza, ca și mai înainte, șoptește frunzei ce atinge, când stea cu stea vorbește în culmea diamantatului abis, izvorul când s-argintuiește de alba lună care-l ninge, când zboară freamăte de aripi în fundul cerului deschis, vestalelor, dacă între oameni sunt numai jalnice nevroze, e cerul încă plin de stele și câmpul încă plin de roze. Și până astăzi, din natură, nimica n-a îmbătrânit. Iubirea și prietenia, dacă au ajuns zătărnicie și dacă ura și trădarea vor predomni în veșnicie, veniți! Privighetoarea cântă și liliacul e înflorit.
Și această noapte fericită la gâtul ei cu sălb de astre s-a coborât pe flori roz albe și pe pădurile albastre. Făcui izvorul să-l îngâne, pădurea să se înveselească, orice durere să înceteze și poezia să vorbească. Pe om, în leagănul ei magic, îl adormi și el uită cu clar obscur mască urâtul și șterse formele prea bruște, făcu să tacă zbârnâirea adunăturilor de muște și zise dealului să cânte. Și dealul nu mai pregetă și zise văilor să cânte și văile se ridicară cu voci de frunze și de ape, cu șoapte ce s-armonizară și zise pasării să cânte și la porunca uimitoare se înălță parfum de roze și cântec de privighetoare. Iar când și mie-mi zise cântă, cu un singur semn mă deșteptă, spre înălțim neturburate mă reurcă pe o scară sfântă, în aer îmbătat de roze. Veniți, privighetoarea cântă. Veniți, privighetoarea cântă și liliacul înflorit. Frumos, frumos, frumos. Cu adevărat frumos. Și aceste versuri, ca și altele, au fost trecute sub tăcere. Dar cum a fost posibil? Nu pot pricepe. Ei, dragii mei, totul e posibil. Există un echilibru în toate. Echilibru, Alecule. Tu nu-i înțelegi pe ei, ei nu m-au înțeles pe mine și uite așa, una peste alta, suntem chit. Trebuie să fie cât un ce indescifrabil. Și asta? Asta numești tu, tată, chit? Dar cum altfel? Au dat ei în mine, n-am ripostat eu. Am dat eu în ei, am ripostat ei. Ce vi se pare ciudat? E adevărat că m-am mâhnit când însuși Caragiale, cu care am fost prieten, a început sistematic să mă ridiculizeze. Ceilalți, 1000, 7000, nu contau. Nu era alături de sufletul meu. N-aveau nici forța lui mușcătoare, nici talentul lui. Adevărat, maestre. Cu cât erau lipsiți de talent, cu atât țipau mai tare, mai urât, mai murdar. Așa, atunci vă întrebați de ce l-am susținut pe Caion în procesul cu Caragiale și pe Lazu în procesul cu Coșbuc? Sigur, am greșit. Am luat drept bune acuzele unor impostori ordinari. Recunosc, recunosc deschis. Am făcut așa și acum, nota bene, dragilor, sunt fericit că m-am înșelat. Dar atunci, în ani, trebuia să fac astfel, nu? Măcar pentru a lovi la rândul în ei, a face să cadă oprobul și asupra lor, să-l simtă, să le osture propria piele. Undeva, deci, un colț de ură, de răzbunare. Ce te spui, Tudore, ce ură? Ce ură? Răzbunare? Ai spus ură, Tudore. Tudore, nu-ți s-a de bine ca procuror și astăzi te rog mult, nu ne vom juca acel joc. Nu sunt în stare. Te simți rău, tată? Alecule. Na, mai indispus doctorul Nanu, cel cu vista lui. Trebuia să-mi spună el cum mă simt. Era mort. Ar fi mai bine să plecăm, nu? Plecăm, doamna Ana. Da, nici vorbă, nici vorbă, dragii mei. Nici vorbă, numai că astăzi vă mărturisesc cinstit, nu mă văd în puteri să rezist la un rechizitoriu. Atâta tot. Și apoi, ce sens are? De Caragiale vorbeam, nu? Da, da. N-am avut nimic cu el și, dacă vă aduceți aminte, am fost singurul care am acuzat scoaterea lui de la direcția teatrelor. Am găsit foaia chiar zilele trecute, prin sertarele mele. Vrei să o citesc eu, tata? Dacă vrei tu, Nichitus. Asta? Da. Este normal ca în țara noastră un fost director general al teatrelor să fie nevoit să deschidă o berărie pentru a putea să trăiască? Da. Negreșit. Nu sunt prietenul domnului Caragiale. Am fost neîncetat lovit de domnia sa prin diferitele sale ziare, dar niciodată simpatia sau antipatia nu mi-au condus condeiul. Un Caragiale este silit să vândă bere pentru a-și susține familia.
ca om de litere, ca scriitor care însumi am bătut la toate ușile fără ca să mi se deschidă nici una, ca tată a 4 copii, protestez în contra unei astfel de nepăsări nedemne. Iată ce se cheamă un suflet de om. Iar la moartea lui, îți amintește, Alecule, cum și noi eram în drum spre țară, aflând de veste, în orașul Sigmaringen, ai trimis imediat o telegramă. Ah, da, o am aici. O am aici. Aflu cu o nemărginită durere moartea lui Caragiale. Ne loveam adesea pentru că ne iubeam mult. Pierd în el un rar prieten și țara, un uriaș al condeiului. Unele din scrierile lui vor rămâne o veșnică podoabă a literaturii române. Și cineva, acum două clipe, rostise cuvântul ură. Da, da, da. De care ură vorbeai, Tudore? Știu și eu cum să spun. Deci, tot ai de spus ceva. Ură? Precis, poate că nu în suflet. În inima dumitale generoasă, maestre, n-a încăput ura niciodată. Maestre, lasă, nu complimentez gratuit, constat. Pe figura dumitale nu s-a văzut nici când zugrăvit chipul urii. Ai rămas întotdeauna pur, spiritualizat, ascetic, neîntinat de morbul normal, adie atât de frecvente nouă, oamenilor obișnuiți. Minciuna, ploconirea, trădarea, corupția, ura. Dar ura, maestre, ura cu U mare, tot ai cunoscut-o. Nu. Și mai mult, ai etalat-o jovial pe masă ca pe un care de aș la jocul de poker. Explică-te. Apar n-am ce spui. E un schimb, da. Continuă, Tudore, te ascult. Ce pot eu să adaug, maestre? E rândul poetului să vorbească. Iată dovada. Dacă aș fi trăznet, v-aș trăzni. V-aș neca dacă aș fi apă și v-aș săpa mormântul adânc dacă aș fi sapă. Dacă aș fi ștreang, v-aș spânzura. Dacă aș fi spadă, v-aș străpunge. V-aș urmări dacă aș fi glonț și v-aș ajunge. Dar eu, deși rămân ce sunt, o voce adâncă îmi murmură că sunt mai mult decât orice, căci eu sunt ură. Dragă Tudore, te credeam un sobru, nu amator de umor negru. Tudore, vino să te pup. Nu știam că tragi ca cel mare, domnule. Asta înseamnă, dragii mei, că ochiul... Simțul ascuns al bătrânului Macedonski nu se înșoală. Odată critic, maestre. Și poate peste an va încerca el cel din tâi să pornească o campanie de reabilitare a bătrânului său prieten. Dar încă de acum 3-4 ani am răspuns criticei total răuvoitoare semnate de Eugen Lovinescu. Apoi în timp am studiat mișcarea poetică din România și cazul Macedonski. Și Tudore? Cum să vă răspund, doamna Ana? Am ajuns la unele concluzii pe cât de neașteptate, pe atât de virtualmente posibile. Tudore, ești un sac fără fund. Spune, Tudore. Atunci să vorbesc. Nu, o clipă. Doar, ajutați-mă să-mi fac un cuib între perne și să-mi iau capurile. Da, dă-mi și apă, mulțumesc. Așa, perfect. Poate fi bine să venim mai târziu. S-a dus, nu. Nici vorbă. Crezi că îl mai prindem pe Tudor dispus la vorbă? E un zgârcit, un tacitur. Toată asistența este la dispoziția dumneavoastră, maestre. Dă-i bătaie, Tudore. Cred că am început să-i înțeleg pe contemporanei dumitale, maestre. Nu afirm că-i aprob, spun doar că încep să-i înțeleg. Când cineva închină urii asemenea versuri, în concepția lor trebuie să dușmănească întreaga lume. În capetele lor închistate de rea voință, ura macedonschiană va fi izvorâtă din invidie, așa cum se îmbracă în forme artistice orice sentiment macedonschian. Nu e ură, este invidie. Punându-l față în față cu Eminescu, ei, contemporanii, numai că n-au sezizat că îl socotesc asemenea acestuia, dar ce a fost mai grav, n-au înțeles că Macedonski, poetul, a luptat cu Eminescu de la egal la egal, că nu s-a socotit nici o clipă inferior. Grozava sergilă. Și că nu ca să-l înjosească pe primul, nu. Lupta a fost cinstită, bărbătește, pe față. În acest context, cred eu, și epigrama știută apare sub alt cont de lumină. N-a dat în el că era mai mare, din invidie. În niciun caz nu era un procedeu macedonschian. Știm cu toții, a lovit în el socotindu-le egal. Eminescu era cel mai mare reprezentant al vechii gândiri poetice. Macedonski era mentorul noii gândiri poetice și pana cea mai de seamă a acestei orientări. Tudore, poți să fii mare, măi. Suntem crescuți doar la școala maestrului, nu? S-o știi, Horia. Peste ani, nume ca Pilat, Adrian Maniu, Ion Minulescu, Victor Eftimiu, Gala Galaction, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Geme Zanfirescu, tu! Da. Toți câți am trecut pe aici prin casa literatorului și al lui Macedonski, vom face cinste literaturii noastre. Ești într-adevăr o cutie cu surprize, Tudore. Și n-am spus încă nimic despre poema rondelurilor.
sau despre așa singulară și impresionantă noapte de decembrie. Pustie și albă e camera moartă și focul sub vatră se stinge scrumit. Poetul alături, trăznit, stă de soartă, cu nicio scânteie în ochiul adormit, iar geniul mare e aproape un mit și nicio scânteie în ochiul adormit. Pustie și albă e întinsa câmpie, sub viscolul albastru ia geme cumplit. Sălbatică fiară, răstriște-al sfâșie și luna-l privește cu ochi oțelit. E negura nopții, un alb monolit. Și luna-l privește cu ochi oțelit. Nămeții de umbră în jurul se adună, făptura de humă de mult a pierit, dar fruntea tot mândră rămâne în lună. Chiar alba odaie în noaptea murit. Făptura de humă de mult a pierit. Ce face? S-a trezit? Oarecum. M-a rugat să-i citesc. A venit cineva? Ei, crezi că vor veni și azi? Suflă un vânt trece. Horia, Pilat, Nanu, unul din ei trebuie să-și facă apariția. Dacă nu toți. Dar pe Dinul ai anunțat mama? Și Pavel, Pavel, ce-a spus? Dar nu pot veni acum dimineață, vor trece spre seară. Vrei să rămân lângă el? Să-i citesc eu? Bine, mama, atunci eu plec puțin. Nikita, Nikita, da. Nu pleca din casă. Mi-e greu. Doctorii au spus să ne așteptăm la orice. Bine, mama, bine, sunt alături. Bine. Dar stai la căpătuiul lui, altfel nu te poate auzi. Da. Urgia e mare și în gânduri și afară, și luna e rece în el și pe cer, și bezna lungește o strașnică gheară, și lumile umbrei chiar fruntea e o cer, și luna e rece în el și pe cer, și el e emirul și toate le are. E tânăr, e falnic, e trăznet, e zeu, dar zilnic se simte furat de o visare, spre Meca se duce cu gândul mereu și în fața dorinței ce este, dispare, iar el e emirul și toate le are. Și el e emirul? Și toate le are. E tânăr, e falnic, e trăsnet, e zeu. Te-ai trezit. Nichetuș, iubitule, cheamă pe mama. Aici sunt, Alecule, aici. Ai și venit? Da. Ești aici? Da, Alecule, aici, aici sunt. Știi? Da. M-am amintit de curând o întâmplare veche, veche. Da? Într-o după amiază de vară, prin iulie. Da, 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 iulie, iulie. Ne plimbam împreună. Eram tineri, frumoși și fără bani. Încă de pe atunci banii ne-au tot ocolit. Dar atunci, nu greșesc, nu. Atunci aveam bani. Da? Bani mulți, nu știu câți, dar mulți. E supărată pe mine, nu? Nu, Alecule, de ce să fiu supărată? Pentru că n-am avut bani, nu? Pentru că am trăit mereu în lipsă și în grijă zilei de mâine. Poate că n-am visat decât vers și glorie. Dar așa am fost eu, Ana. Mi-a plăcut să visez și să cred în visele mele până la contopirea cu ele. Lasă, Alecule. Da, spuneai de o zi frumoasă de vară. A, da. Și ce frumoasă era ziua aceea.
Și am întâlnit într-un colț de Maidan o floră reasă, da, cu un coș imens, plin cu crini. Hai, continuă, continuă, Alecule. Iar noi, da, iar noi ca niște nababi, da, ca ilustrul nostru Bogdan Pitești, i-am dat toți banii și am luat coșul cu tot. Așa, așa ai făcut, Alecule, așa ai făcut. Iar țiganca în urma noastră își făcea cruce și nu-i venea să creadă ochilor. Și apoi am mers pe străzi așa, ori în șir, cu coșul în mână. Ai ținut tu minte asta, Alecule? Eu? Eu gândeam că tu ai uitat. A fost așa de frumos. Apoi ne-am întâlnit cu omul acela care ne-a spus de Eminescu și de epigram. Mamă? Da. În ziua epigramii, da, așa este. Și iată, nici în această casa mea, cu soția mea, cu fiul meu, după aproape 40 de ani, aceste versuri vin să mă întunece ultimele clipe, ca un blestem. Și el e emirul și toate le are. E tânăr, Nikita, e falnic, e trăznet, e zeu. Nu, nu, Nikita, ce rost stau minciunile. Nu simți, nu se mai poate face nimic. Voi duce cu mine în mormânt versurile astea ca o anatemă. Și ieri, și azi, și mâine, și peste 20 de ani, veșnic. Nici pomenară, maestre. Cine îndrăznește să o spună? Dar când patru generații peste moartea mea vor trece, când voi fi de un veac aproape oase și cenușe rece, va suna și pentru mine al dreptății ceas de plin și al meu nume printre veacuri, înălțându-se senin, va înfiera ca o stigmată neghiobia dușmănească, cât vor fi în lume inimi și o limbă românească. Și dacă noi, cei de azi, prima generație de care vorbești, spunem și gândim ca versurile dumitale, crezi că va mai îndrăzni cineva să zică altfel? Cine va sta în cumpe? Unul singur, Tudore. Cine? Unul singur. Cine? Eu, autorul lor, Macedonski însuși. Un moment, maestre. Nu cred, maestre. Dar nu se mai poate. Poetul nu mai este al lui. Nu este nici al nostru. Este peste, este dincolo de noi. Frustrarea operei nu mai poate fi operată. Este definitiva noastră. Știu și eu. Mai aveam atâtea proiecte de dus la sfârșit. Dar scrii, maestre. Rondelul apei din grădina japonezului, această bijuterie, această mărturisire a credinței, această artă poetică specific macedonschiană s-a și înscris în conștiința mulțimii. Apei lui de prin o gradă pradomol curgând la vale, bolovan dintr-o grămadă japonezului pune în cale. Spumegată vrea să o vadă împrejurul casei sale, apa lui ce prin o gradă pradomol o ia la vale. Schimbându-o într-o cascadă de consoane și vocale, uita vieții grea corvoadă, dând răsunet de cristale apei lui de prin o gradă. Nikita. Da, mamă. Nikita, ai vorbit cu Horia? Am vorbit, dar crezi că e bine, mamă? Neapărat. O astfel de veste i-ar putea da putere să mai reziste câteva zile sau poate chiar mai mult. Dar e o minciună, mamă, e o minciună. Știi bine că nu s-a vorbit cu Eftimiu, da. Și nici poveste să-i joace moartea lui Dante la Național. Că el nu știe și o va crede. Va dori să creadă acum. Horia. Da, Nikita. Horia, încercăm povestea cu Victor. Da. Adevărat, Nikita. Dar cum am uitat? Cum am ce? Uitat? Ce? Da, ce-i, Horia? Ce trebuie să fie așa? Ce s-a maestre, întâmplat, Horia? Domnule Macedonski, iertare, sunt un uituc, un zăpăcit, ce? Un zăbău, da, un încărcă lume. Ce-i, Horia? Ce ți s-a întâmplat? Eftimiu, maestre, Eftimiu. Am uitat să vă spun... Eftimiu? Ce? Eftimiu. Ai vorbit cu el? Am vorbit, parcă numai atât. V-a citit piesa, e cutremurat, e desfințat, numai laude. A și pus-o în lucru. Ce spui, Horia? Da. Haide, măi, dă-i drumul, ce stai? Stai. Stați puțin, că încerc să-mi aduc aminte ceva, că mi-a mai spus Victor un lucru foarte important. Ce ți-a spus? Ce ți-a spus? Uite că nu mai țin de care. Nu le-a să o pună în scenă? Nu, nici pe bunele, maestre, au citit-o și actorii. Dar
Mi-a spus să vă mai comunic ceva, să-i dați... Ce să-i dau? Stați, că mi-am adus aminte, sigur, asta era. Să-i dați un manuscris, maestru. Îi mai trebuie un manuscris, să-l dea suflorului. Cum de uitat să-mi tocmai de manuscris? Tată, mai ai un manuscris pentru Victor? Da. Sau îi facem unul cât mai repede? Mame, Chituș, te duci la el chiar mâine ca să-i dai personal. Chiar mâine, tată, desigur. Și să-i spui lui Victor că vreau să o văd pe scenă cât de curând. Cât de curând, da. Mi-a dat și bani, maestre. Un pumn de bani, un aconto pentru, cum zicea el, cea mai bună tragedie a anului. Iată gloria, maestre. Mulți scriitori ar dori să o aibă. Gloria, Minulescule. Să spun eu ce este gloria. Este nestima generală. Este ura generală. Este nerozia generală coalizată împotriva unui om. Cea mai mare glorie la care poate ajunge un om în mijlocul contemporanilor săi este de a fi calomniat. Posteritatea a început încă din viață, căci loviturile ei, ce nu încetează, sunt prea pătimașe ca să nu fie socotite ca frunze de nepieritoare glorie. Dar nu este drept, maestru. Ba da, Horia. Maestru a înălțat unul din cele mai însemnate monumente poetice ale limbii noastre. Originalitatea, îndrăzneala concepțiilor, farmecul cântecului său, când jubilând de bucurie, când dulce și melancolic, forța și fecunditatea imaginației sale, armonia savantă a lirei pe care o înstruna, nenumăratele inițiative poetice care și-au găsit atâția imitatori și continuatori, toate acestea îl fac unul dintre cei mai mari poeți ai literaturii române. E adevărat, dar recunoașterea contemporanilor ar fi însemnat liniște, fericire. Fericirea, dragilor. Fericirea? Nu pot să am nicio idee despre ce mi-a fost totdeauna necunoscut. Nu vorbi astfel. Dar, nu vorbi. Dar nu. Cred, aș putea să o am acum. Un strop doar, cât de puțin, măcar pentru aceste clipe din urmă. Alecule! Balonul cu oxigen, repede! Alecule! Stați puțin, vrea ceva să auzim ce spune. Dar cum să auzi, că abia șoptește? Roze, Nikita, roze. Roze? Vreau roze. Roze? Acum, la sfârșit de noiembrie? Da. Tudorem, unde luăm roze? Dacă am găsit undeva roze. Da, tata. Tata, vei avea roze. Îți voi aduce. Tudore, vino cu mine. Unul la farmacie, altul la flori. Dar avem roze. Puțin curaj numai. Horea, tu ești mai tare. Valsul rozelor. Valsul, da. Valsul rozelor. Voi încerca. Pe verdea margine de șanț creștea măceșul singuratic, dar vântul serii nebunatic, voftind într-o zi pe flori la dans. Scăldate la razele de sus, muiate în argintul lumii, s-au dat în brațele minciunii și rând pe rând în vânt s-au dus. Iar vântul tainic le șoptea, luându-le pe fiecare, și-un valț nebun le învârtea, un valț din ce în ce mai tare, un valț din ce în ce mai tare. La 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 la. Ați ascultat Alexandru Macedonski, scenariu radiofonic de Arcadiu Marinescu Nouri. Au interpretat Mihai Fotino, Tatiana Iecăl, Emil Hosu, Constantin Dinulescu, Nicolae Lucian Botez, Florian Pitiș, Dan Condurache,
Eusebiu Ștefănescu, Daniel Tomescu, Sorin Gheorghiu, Teodor Daneti, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Lucian Constantinescu. Alexandru Macedonski a fost interpretat de Ion Pavlescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.